Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Luna martie se anunță una dintre cele mai complexe luni din acest an, o lună plină de surprize și provocări. Mai multe detalii despre atmosfera astrală a lunii martie, dar și despre fiecare zodie în parte, ne va da invitata mea de astăzi, Elena Angheloiu, astrolog-psiholog. Elena, bine ai revenit! Bine te-am găsit! Abia aștept să ne povestești cum va fi luna martie. Foarte intensă. Foarte complexă, plină de provocări, de transformări așa bruște și pe care nu le putem prevedea, dar cu ajutorul, le putem controla. Cu ajutorul astrologiei mai primim niște indicii și începem să ne controlăm și să luăm partea bună a acestor aspecte. Sunt și aspecte dinamice, sunt și aspecte tensionate, dar sunt și multe, multe aspecte benefice. Am citit că Venus își schimbă domiciliu cumva, nu? Ce-ți mai face ție de Venus? Cum să nu? Mai ales că sărbătorim pe Venus acum, în luna martie, în luna femeii, cu atâtea sărbători dedicate energiei feminine. Venus este cumva cea mai importantă planetă, chiar dacă avem și alți jucători foarte importanți pe cer. Venus, într-adevăr, schimbă poziția exact de la 1 martie, trece din zodia Capricornului în zodia Vărsătorului. Asta ce înseamnă? În primul rând că vom experimenta și vom trăi iubirea pe un nivel foarte înalt. Vom avea flash-uri de altruism, de generozitate, de conectare la sfera macro a iubirii. Vom înțelege cum este să armonizăm mintea cu inima și să dăruim foarte multă iubire, pentru că suntem în armonie cu această energie. Nu mai avem tendința aia iubesc, dar nu sunt convinsă că fac bine, dar poate nu merită iubirea mea. Pur și simplu constat că am foarte multe lucruri de admirat, foarte multe lucruri de apreciat atât la omul de lângă mine, dar și în general la oamenii cu care interacționez, și atunci mi este mult mai ușor să intru pe sfera asta a iubirii. Alte evenimente majore în luna martie? Foarte multe, chiar foarte, foarte multe. Avem așa, în primul rând pe Mercur. Voiam să încep cu luna, dar o să încep cu Mercur. Mercur este acum interesant pentru că intră în mișcarea de retrogradare. O mișcare despre care noi am mai vorbit și e o mișcare foarte importantă, care de multe ori este simțită ca un blocaj general pe aspectul mental, pentru că acesta este aspectul principal al lui Mercur, dar și pe partea de comunicare, de dialog, de tot ceea ce înseamnă exprimare în scris, dar și prin cuvinte, dar și limbajul acesta non-verbal. Mare atenție la ceea ce vrem să transmitem în exterior, că s-ar putea să nu fie înțeles foarte, foarte ușor. De asemenea, trebuie să ținem cont de luna nouă și de luna plină. Luna nouă este pe 6 martie și va fi un moment în care noi ne putem seta foarte multe proiecte și foarte multe vindecări sau armonizări ale relației de cuplu. Chiar acest lucru este cel care este favorizat acum în martie. Luna plină este pe 21 martie, se petrece în zodia Balanței, iarăși vine cu provocări pe sfera relației și s-ar putea să apară tot felul de tensiuni, de amintiri, de conflicte nerezolvate și așa mai departe, pe care este bine să le trecem cu mult calm. Îl mai avem pe Marte în zodia Taurului. Și asta înseamnă că suntem dinamici, dar suntem preocupați să fim constructivi, să punem niște baze foarte stabile în proiectele noastre, să facem lucrurile corect, așezat, ca să ajungem la un bun rezultat. Asta este energia Taurului. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că Jupiter este iarăși în domiciliul său în Săgetător, Saturn în Capricorn, iar cea mai importantă mișcare poate este Uranus, care pe 6 martie revine în mers direct și intră în zodia Taurului. Aici avem mișcări foarte complexe în plan financiar, atât la nivel individual, la nivel personal, dar și la nivel macro. Vom putea să experimentăm foarte multe schimbări în tot ceea ce înseamnă curs valutar, finanțe, bănci, dar și propriile noastre investiții, proprii noștri bani, atât cei care câștigăm în urma jobului, dar și cei care vin din anumite moșteniri sau alte proiecte. Deci tot ce înseamnă planul financiar este iarăși provocat. Neptun și Pluton rămân așa cum îi știm.
Care ar fi sfatul astrologului pentru luna martie? În primul rând, să căutăm să fim foarte atenți, foarte calm, pentru că așa sunt foarte multe schimbări în corpul nostru provocate de primăvară, în mod firesc. Mai apar și aceste tensiuni la nivel astral din partea lui Mercur, care creează așa o zăpăcelă generală și cu nevoia noastră de iubire, de pasiune, de a fi mult mai original, de a fi surprinși. Vrem ca celălalt să ne pună lumea la picioare. Deci avem așteptări mari luna aceasta. Exact, foarte mari așteptări, multe iluzii și tendința de a exagera în răspunsul nostru emoțional. De aceea este foarte bine să ne calmăm și să ne relaxăm și să încercăm să ne schimbăm perspectiva asupra vieții și asupra iubirii. Este o lună interesantă, chiar dacă sunt atât de multe provocări până la urmă. Da, foarte interesantă și cu multe răspunsuri în plan afectiv, adică chiar o să primim niște mici provocări, dar în același timp și niște satisfacții foarte interesante. E bine să începem proiecte în această lună, martie? Depinde de proiecte. Dacă începem un proiect de vindecare, de echilibrare a relației, chiar da. Pentru că Venus în Vărsător ne ajută să fim mai relaxați, mai detașați, să nu ne mai implicăm atât de tare emoțional și să încercăm să vedem și punctul celuilalt de vedere și să ne deschidem sufletește. Dacă e vorba de contracte, de parteneriate, de noi afaceri, de proiecte financiare și așa mai departe, e bine să mai așteptăm, pentru că Mercur retrograd este un punct sensibil în structura noastră și ne face să fim mai neatenți, să nu observăm toate detaliile, să fim prea impulsivi, să avem niște așteptări prea mari și riscăm să ne iluzionăm și astfel să fim dezamăgiți. Mai spune-ne odată, te rog frumos, cât va fi Mercur retrograd? Foarte mult. Deci avem 5 martie până pe 28 martie. Aproape toată luna. Aproape toată luna. Deci e bine să ne grăbim dacă vrem că să începem ceva sau să semnăm un contract sau să propunem un nou plan până pe 5 martie și eventual luna aceasta, martie, deci perioada 5-28, să o fructificăm pentru rezolvarea unor conflicte sau unor tensiuni sau unei lipse de comunicare din trecut. Acum avem șansa așa să ne deschidem sufletul, să fim mai apropiați de partea asta spirituală, de sufletul nostru și să comunicăm de la suflet la suflet. Dacă facem asta, chiar va funcționa comunicarea. Hai acum să vedem cum va fi luna martie pentru fiecare zodie în parte. Pentru fiecare. Cu ce începem? Începem cu Taurul, da? Sau cu Berbecul, scuze-mă. Berbecul, da. Berbecul e primul. Mă provoci. Nu, am greșit eu. Berbecul e primul. Berbecul are parte de un sector foarte dinamic și acela este sectorul banilor. Adică este, să zicem, punctul lui forte pe luna martie, mai ales pentru că este dinamizat de Marte în casa banilor. Și asta înseamnă că va fi mult mai combativ, va căuta să-și impună voința, să nu accepte mai puțin bani decât știe că merită și va avea și o forță așa de a fi foarte convingător, de persuasiv, de a urmări și a împlini scopurile sale financiare și chiar primește acești bani pentru care se luptă. Dar asta s-ar putea să fie puțin prea mult pentru că îi focalizează toată atenția pe sectorul ăsta al banilor. Și atunci e nevoie din când în când să-și amintească că Marte în Taur pentru un berbec reprezintă construire pas cu pas, ca un bun arhitect care își face o strategie, își face un plan și abia după aceea îl dă muncitorilor. Dar nu ne aruncăm așa cu capul înainte și împărțim banii în stânga și în dreapta. De asemenea, și pe capitolul profesional, aici vorbim strict de partea carierei, Venusul îi ajută de pe cer, îi ajută foarte mult pe berbeci și îi face capabil să accepte noi proiecte, să înțeleagă că își pot dinamiza partea aceasta profesională și să fie foarte original, chiar ușor extravaganți și atunci primesc o recunoaștere din partea exteriorului pentru că ei pot produce niște schimbări foarte interesante și plăcute unui grup foarte mare de oameni sau chiar la nivel macro pot veni cu un proiect foarte original care să-și lase amprenta chiar la nivel așa de istorie.
Nu e cazul să grăbim lucrurile aici, dacă suntem berbeci, că trebuie să acționăm calm, relaxat și să căutăm să finalizăm proiectele, nu doar să le începem. În relația de iubire, aici berbecul va trebui să înțeleagă că o relație de lungă durată este și o relație de prietenie, nu doar o relație de pasiune. El de obicei este foarte atras de capitolul acesta al pasiunii, al intensității în relație. Ei, de data asta trebuie să învețe să discute, să dialogueze, să asculte, să fie și un bun receptor, nu doar un emițător, și să fie atent la nevoile partenerului, mai ales nevoi afective, care le poate înțelege mult mai ușor printr-o stare de prietenie. Acum este cazul să vă luați iubitul, iubita de mână și să mergeți în parc, să căutați, să aveți activități împreună și să-l cunoașteți pe celălalt și la nivel sufletesc, nu doar la nivel emoțional, erotic, pasional și așa mai departe. Da, evident, stau cu ochii pe ceas, că iarăși ne ceartă telespectatorii că nu alocăm timp egal tuturor zodiilor, da. Dar este destul de greu să calculezi totul la secundă. Te rog, tu ești responsabil astăzi. Așa. Hai să vedem taurii. Cum vor fi în luna martie? Având în vedere că pentru tauri Uranus este planeta care le bulversează viața și intră în zodia lor de pe 6 martie, aici putem să constatăm că taurii trebuie să se desprindă din calmul lor proverbial și să accepte unele provocări, unele transformări, mai bruște sau mai puțin bruște, pe care Universul le propune. E momentul ca, indiferent de vârstă, taurii să accepte că viața lor o poate lua de la început, pot experimenta o nouă perioadă de tinerețe, de adolescență. Mie așa îmi place să o numesc perioada asta lui Uranus. E o perioadă în care noi ne conectăm foarte mult la această energie a tinereții, pentru că atunci când suntem adolescenți, când suntem sub 21 de ani, simțim acel avânt, acel elan tipic Uranusului, care te împinge să explorezi limitele tale și nu te oprești. Încerci să faci mai mult, accepți provocări. Ei, la taur, dacă vor fi mai curajoși, mai efervescenți, cum le cere Uranus, le merge bine și pe partea financiară și în plan relațional. Da, trebuie să aibă grijă că pe partea de relații, fiind acolo cumva sub imperiul lui Jupiter, ei pot fi foarte aventuroși, foarte explozivi și dacă au o relație de lungă durată, s-ar putea să dea niște semne așa cam ciudate partenerului de cuplu. De aceea e foarte bine să-și deschidă sufletul și să comunice, pentru că nevoia asta de transformare poate fi inclusiv în viața de cuplu, adică ne putem reîndrăgosti de persoana cu care suntem. Deci sunt provocați și pe relație și în carieră. Da. La taur am un mic lucru de adăugat. Sunt multe tensiuni pe partea financiară. Deci aici nu e foarte bine să începem noi proiecte. E bine să ne păstrăm calmul și să fim foarte calculați. Mergem la Gemini, da? Da. Ei sunt susținuți de Jupiter și de Ceres pe planul relațional și astfel vor învăța să armonizeze latura romantică cu partea aceasta înțeleaptă și chiar pot avea șansa unei bune comunicări în cuplu. S-ar putea ca Gemini să fie eventual favoriții zodiacului în această lună, pentru că nu primesc foarte multe tensiuni, sunt mai relaxați. De asemenea, inclusiv pe partea de carieră, pe muncă, ei au capacitatea de a avea suficientă răbdare pentru a-și împlini țelurile profesionale și chiar dacă ei demonstrează lucrul ăsta, după eclipsa de soare din iulie, vor avea foarte multe răspunsuri pozitive pe partea profesională, dar bazele le pun acum, în martie.
Din punct de vedere al carierei, Geminii s-ar putea să-și rezolve foarte multe din conflictele din trecut. Dacă până acum, până în martie, au mai fost discuții, tensiuni la locul de muncă, cu șeful, cu superiorii, acum chiar pot intra pe un făgaș mult mai civilizat, mult mai calm și chiar pot primi ajutorul superiorilor. În ceea ce privește relațiile? Vă spuneam că ei sunt cumva favorizați pentru că își pot vindeca foarte mult relația de cuplu, deși ei au așa o natură jucăușă și uneori sunt mai predispuși flirtului extraconjugal. Acum această tendință a lor este mai ușor de înțeles și nu mai e foarte condamnată, în sensul că partenerul de cuplu înțelege care este structura geamănului și lasă să fie așa mai jucăuș atâta timp cât nu calcă greșit. Dacă nu mai avem nimic de spus la Gemeni, mergem către Rac. Mergem la Rac. Ok, aici avem mai multe de povestit, pentru că Venus, înainte de a intra în Vărsător, îi ajută pe Raci să-și formuleze niște concluzii referitor la relația lor de cuplu. Primesc așa un fel de viziune foarte profundă, ca un răspuns din partea divinității despre adevărata natura relației lor. Și anumite lucruri care poate îi tensionau, care îi nemulțumeau, care îi creau poate o lipsă de comunicare sau de apropiere, de intimitate, acum chiar poate fi rezolvată. Deodată ei simt așa că se eliberează sufletește, nu mai sunt așa de încordați și încep să unească mintea cu inima și să ei pornesc dialogul. Nu mai așteaptă ca celălalt să vină în întâmpinare. De obicei, Racul este foarte atent, precaut în plan emoțional și nu se manifestă primul. Așteaptă ca celălalt să-l intuiască. De data asta, beneficiază așa de un curaj, de o bucurie în a se exprima. Nu mai sunt ei cei în expectativă. Am aici o perioadă foarte bună pentru Raci. Weekendul 23-25 martie poate fi cel mai intens weekend al întregului an 2019 din punct de vedere erotic, emoțional, al satisfacției în cuplu. Așadar, vă invit să aveți o vacanță în doi, undeva într-un loc pe care îl îndrăgiți amândoi și să vă rezolvați toate conflictele. Relația voastră chiar poate renaște. Repet, 23-25 e un weekend magic pentru voi. Doar pentru Raci? La Raci. Se manifestă, dar cine știe, poate avem și noi acolo vreun ascendent în Zodia Racului sau vreo planetă mai importantă în Zodia Racului și atunci e bine să încercăm și noi. La capitolul banilor, Racii stau foarte bine, sunt foarte norocoși și chiar le este indicat să înceapă noi aventuri și noi proiecte în plan financiar pentru că sunt susținuți. Este bine să joace și la loto pentru că s-ar putea să aibă mai multe șanse de câștig și în același timp cred că vor primi foarte mult datorii, foarte mulți bani se vor reîntoarce la ei. Fie că e sub forma unei investiții care începe să dea roade și atunci ei se bucură de acel profit, fie pur și simplu anumiți bani care i-au împrumutat sau au trebuit să îi plătească pe altceva, se întorc către ei. Pe sectorul carierei ar trebui să se focalizeze mai mult pe ideea de a fi mai originali, de a produce o schimbare în planul carierei și astfel vor fi mai ușor remarcați și ei vor avea o mai mare satisfacție sufletească. Am ajuns la Leu. Leu. Și leii sunt protejați din punct de vedere al iubirii și al romantismului, numai că au alt tip de manifestare. Deși la lei spunem deseori că ei sunt așa foarte arzători și foarte pasionali și au nevoie de foarte multe confirmări, de data asta au nevoie de liniște. Iubirea lor crește în tihnă, în momentul acela când se privesc, când stau împreună, când este un timp de calitate pe care ei îl oferă relației. Și lucrul ăsta e foarte important la lei acum.
Deci, dragii mei, nu vă mai luați de muncă pentru acasă în weekend sau seara. Dacă sunteți în zodia leului, în momentul în care ați pășit în casă, toată atenția voastră trebuie să o oferiți partenerului. În același timp, solicitați lucrul ăsta. Pentru că este un moment de vindecare, de creștere a relației. Simți că ai un partener adevărat aproape, că relația voastră se transformă, devine foarte profundă și vă cunoașteți. E un moment bun de făcut planuri în doi, chiar pentru întreg anul. Pe partea banilor, și aici am uit la tine că știu că ești leoaică, luna nouă, care ți-l amintesc că este pe 6 martie, te ajută pe partea aceasta a banilor să fii mult mai creativă, să observi oportunități pe care nu le vedeai până acum și efectiv să faci așa ca o mică magie interioară care se manifestă și în exterior și atragi din ce în ce mai mulți bani. Deci, toate sfaturile pe care le auziți în perioada asta, 5, 6, 7, pentru că efectele lunii noi se simt foarte bine și cu o zi înainte și cu o zi după. Deci tot ce auziți ca și propunere financiară pe perioada asta, este bine să spuneți da. Bine, nu așa fără să vină și mintea aici și să fie echilibrată și atentă, dar de obicei sunt lucruri care vă ajută din punct de vedere financiar. Iar pe partea de carieră, la lei, intrarea lui Uranus în Taur provoacă chiar niște cutremure așa și e foarte important ca aceste zguduiri să fie benefice cu condiția ca lei să accepte ideea că transformarea e un lucru benefic, că nu trebuie să fim ancorați în trecut, că ceva care se schimbă în viața noastră poate reprezenta și ceva foarte plăcut, ceva care ne propulsează. Deci contează foarte mult atitudinea interioară, dar în mod cert apar mari transformări pe planul profesional la lei. Schimbări în carieră, așadar. Da. Fecioara? Avem anumite zodii care sunt avantajate de toate planetele de pe cer, dar și anumite zodii care au mai mult de demonstrat, au mai multe tensiuni, mai multe dificultăți, dar asta nu înseamnă că ei trebuie să fie demoralizați. Nu, hai să zicem că este un test pe care dacă îl trec cu brio, atunci vor primi la rândul lor multe avantaje în celelalte luni ale anului. Ei, un astfel de test se produce acum pentru zodia Fecioară. De ce? Pentru că apar foarte multe tensiuni, mai ales pe relația de cuplu și nu e așa, în momentul în care avem dificultăți acasă, în relația de cuplu, cu persoana cea mai dragă nouă, ne este mult mai greu să ne focalizăm și pe bani și pe partea de carieră, poate și sănătatea începe să nu mai funcționeze așa cum trebuie. De aceea, trebuie să conștientizați că toate aceste dificultăți în relația de cuplu pornesc de la Mercur retrograd. Deci, dragii mei, este o lună dificilă. Clar, ne înțelegem de la început, ne explicăm lucrul ăsta acasă, în fața partenerului și nu ne supărăm și mai ales nu amplificăm conflictele, pentru că certuri vor apărea, vor fi foarte multe discuții, mai ales asupra unor lucruri nerezolvate din trecut. Dar, dacă tot avem chef să discutăm ce a fost acum 100 de ani, este bine să ne punem în față un ceai relaxant, calmant, să eventual să mai avem și un arbitru, să nu fim doar noi doi, că astfel riscăm ca tensiunea să se amplifice. Și să fim foarte deschiși, mult mai relaxați. Clar ne ajută Venus în Uranus să nu mai luăm totul ad literam și să fim așa mai calmi din punctul ăsta de vedere. Dar trebuie să înțelegem că de multe ori nu exprimăm corect sau nu suntem înțeleși corect. Mercur retrograd ne joacă feste. Chiar asta face. El este așa foarte jucăuș de felul lui și când este în poziția asta de retrogradare în zodia peștilor, care este o zodie a viselor, a iluziilor, a amăgirilor, noi tot avem senzația că dacă spunem jumătate de frază, celălalt a înțeles întreg mecanismul nostru rațional și ne dă și răspunsul corect. Și de cele mai multe ori ne supărăm și ne mâhnim și poate nici nu spunem lucrul ăsta pentru că vedem că celălalt este total paralel cu simțirea noastră și cu gândirea noastră. Deci nu ne facem înțeleși pe deplin. Nu. Și nici nu primim răspunsuri corecte din partea celuilalt. Așadar, este bine să
exprimăm o dată, de două, de 10 ori, dacă e cazul, să întrebăm, mai înțeles? Sau tu ce ai înțeles din ce ți-am explicat eu? Și să nu ne pierdem calmul în momentul în care constatăm că celălalt e pe lângă subiect. De asemenea, suferim de prea mult idealism și de iluzionare perioada asta, dacă suntem fecioare. Deci trebuie să conștientizăm că problema cumva pornește de la noi. Noi ne-am făcut niște planuri care nu sunt tocmai conforme cu realitatea. Și e ciudat pentru fecioare, care de obicei sunt foarte ancorate în realitate și sunt foarte obiective și foarte logice, să accepte faptul că și ei se pot iluziona. Da, dragii mei, de data asta aveți așa un caracter mai apropiat de cei din zodia peștilor și nu vă recunoașteți voi pe voi în anumite situații și aveți un comportament total atipic vouă. De aceea este foarte important ca în momentul în care vedeți că o discuție sau un conflict se amplifică, să spuneți time out, hai să ieșim din situația asta, facem o plimbare, ne ocupăm de altceva, mai ales că vouă vă place foarte mult să faceți ceva lucru manual, să vă folosiți mâinile și atunci vă calmați și reușiți foarte bine să ieșiți din tensiunea asta. De ce insist pe fecioară? Pentru că așa cum am avut anumite zodii care erau avantajate, fecioara primește niște lovituri, niște aspecte mai dificile din partea astrelor, dar care nu fac decât să o întărească la nivel emoțional. De asemenea, și cariera are de suferit din cauza unor parteneriate sau unor colaborări defectuoase. Nu ne înțelegem cu partenerii în business-ul, în afacerea noastră sau cu cei cu care trebuie să colaborăm la locul de muncă și atunci ne tensionăm foarte mult, ne stresăm și începem să nu mai funcționăm corect. Banii vin ceva mai greu, dar totuși nu sunt blocați. Adică dacă aveți suficientă perseverență, dacă învățați anumite tehnici de relaxare, de a alunga stresul din viața voastră, chiar reușiți să păstrați acest sector pe o linie rezonabilă. Chiar e mai bine decât o linie de plutire. Am ajuns la balanțe. Da. Balanța este printre câștigătorii de luna aceasta pentru că au parte de cea mai mare pasiune, de cea mai mare intensitate emoțională, erotică, foarte multă efervescență. Dacă nu aveți o relație de cuplu, veți avea foarte multe întâlniri noi sau veți cunoaște pe cineva foarte interesant care vă poate stârni niște emoții așa de care nu erați conștient că puteți să le manifestați. De asemenea, apare un foarte mare interes de a recuceri partenerul, de a stârni acele lucruri care le simțeați instinctiv, automat, la începutul relației. Deci este o reconectare la momentul de început al relației și această energie a începutului este o energie colosală, pentru că ea aduce o trăire foarte intensă, preponderent în plan emoțional și care vindecă foarte mult din legătura noastră de cuplu și atunci se creează o chimie foarte puternică care ne poate mobiliza să dăm un restart relației și să vindecăm foarte multe lucruri care nu au funcționat prin această chimie, prin această intensitate, prin această pasiune. Deci, dragii mei, dacă la Raci recomandam un weekend că e mai intens, vă recomand fiecare weekend să-l petreceți ca o vacanță în doi. Pentru că vă puteți împărtăși sentimentele, emoțiile, aveți chiar anumite așa întâlniri de mărturisiri, de deschidere sufletească foarte mare și foarte directă. Și aveți șansa ca partenerul chiar să înțeleagă ce vreți să comunicați. Adică voi sunteți mai puțin afectați de Mercur retrograd. Din punct de vedere profesional, nu este cel mai bun moment pentru schimbarea locului de muncă, de noi proiecte în carieră. Voi trebuie să vă axați pe latura sufletească, relațională, că acolo funcționează foarte bine structura voastră și chiar aveți o energie colosală pe această parte de relaționare, de comunicare.
pe partea banilor puteți avea șansa să achitați anumite datorii, pentru că primiți niște câștiguri care nu rămân la voi, din păcate, dar măcar puteți face ceva bun cu acești bani care vin, să returnați un credit, să returnați o datorie sau să investiți în ceva pe termen lung, pentru casă, pentru familie. Dar din punct de vedere profesional, chiar trebuie să vă păstrați calmul, să fiți liniștiți, să acceptați lucrurile care sunt deja pe poziție și să vă focalizați pe viața de acasă. Am ajuns la Scorpion, da? La Scorpion. Pentru că Uranus intră în Taur, Scorpionii simt imediat această influență, mai ales pe plan relațional. Dacă aveau anumite incertitudini, anumite nesiguranță în privința relației de cuplu, ea se poate amplifica acum, din păcate. Relația de cuplu devine instabilă. Devine instabilă pentru că Scorpionul are nevoie ca să știe că ceea ce are el acasă este foarte profund și de termen lung. Și atunci s-ar putea să vină cu tot felul de situații în care îl determină pe celălalt să aibă un răspuns, fie pozitiv, fie negativ. Ceva de genul, ori îmi ești alături total, ori mai bine pleci acum din viața mea și uit că a existat. Este foarte drastic și foarte, chiar puțin exagerat în trăiri și tendința este de a scoate la suprafață foarte multe lucruri care au durut, care au rănit în trecut. E un moment bun de a le elimina total acum din viața noastră, doar că Scorpionii vor trebui să-și tempereze această atitudine, pentru că au tendința de a fi cam prea agresiv, prea duri în a exprima ceea ce a fost neplăcut în trecut. De asemenea, poate toate aceste lucruri se activează și pentru că au o predispoziție nu tocmai bună dacă sunt într-o relație de termen lung. În preajma lor poate apărea ideea unei aventuri, unei flirt, unei noi relații, o privire așa care îi cucerește, pe termen scurt, e clar, dar care îi poate pe ei să îi provoace în a avea dubii, în a trezi anumite emoții negative. Dar asta nu face decât să îi determine pe ei să se gândească la lucrurile bune pe care le au acasă, la cât de profund este relația, cât de mult admiră partenerul care deja îl au, și atunci vor fi mult mai puternici și se vor ocupa mult mai bine de relația de cuplu pe care deja o au, spunând nu provocărilor de tipul acesta, să zicem, pe partea asta de aventură romantică. Pot simți gelozia foarte intens. Și probabil pentru ei gelozia este o modalitate de a-și exprima pasiunea, intensitatea. Și s-ar putea ca în această perioadă să determine gelozie în partener, tocmai pentru a fi convinși că sunt iubiți. Deci, dragi soți, soții, iubiți, iubiți de Scorpion, mare atenție să vă păstrați calmul. Și în același timp să vă exprimați foarte direct sentimentele. Dacă vedeți că celălalt creează niște conjuncturi pe care nu le înțelegeți, spuneți ce vă doare. Arătați celuilalt cât de mult impact are asupra voastră în plan emoțional gestul lui. Nu vă prefaceți că n-a durut, că nu e nimic, nu ignorați. Pentru că Scorpionul acum de asta apasă niște butoane mai sensibile. Poate de asta pare că se uită pe stradă după altcineva, tocmai pentru a sesiza că cel de lângă el, de lângă ei, are o reacție, are o manifestare emoțională. Asta își doresc. Și atunci e bine să o arătați. Nu vă ascundeți emoțiile. Cariera, de asemenea, nu este o prioritate pentru Scorpion și la ei atenția se duce mai mult pe partea de relaxare, de distracție și de rezolvarea unor incertitudini din relația de cuplu. Și dacă tot se preocupă ei foarte mult de latura asta emoțională, ar trebui să-și amâne proiectele financiare, adică în ce investesc bani sau ce cumpără, pentru că nu sunt foarte inspirați acum. Chiar dacă insistă pe partea financiară, s-ar putea să piardă bani.
Săgetătorii. Pentru săgetător, Mercur retrograd are o influență foarte puternică asupra familiei. Și aici nu mă refer doar la relația de cuplu, ci la tot ce înseamnă cămin, casă, copii și familia cea mai apropiată. Ei sunt extrem de preocupați de a crea un mediu cât mai confortabil, de a face ca starea de acasă să fie amplificată. De aceea s-ar putea să provoace o reamenajare a casei sau să investească în a construi sau a cumpăra o casă nouă care este mult mai apropiată nevoilor lor sufletești. Cred că acesta este principalul lor proiect pe luna martie. De aceea banii se duc toți în direcția asta și doar din când în când își mai satisfac anumite mici plăceri. Pe partea de relație, lucrurile merg ușor, relaxat, tocmai pentru că ei au nevoie de a construi căminul și atunci nu ne permitem nici să avem prea mari pasiuni care să ne distragă, nici conflicte și chiar vor cere partenerului de cuplu să înțeleagă că ei acum sunt poate mai meditativi, mai interiorizați și se gândesc foarte mult la viitorul familiei. Dacă nu sunteți într-o relație de cuplu, poate este momentul să înțelegeți de ce nu au funcționat anumite relații, ce anume în comportamentul vostru puteți transforma, tocmai pentru a urmări, pentru a avea o relație de succes pe viitor. Pe partea de carieră, aici putem spune că apare o preocupare de a schimba locul de muncă sau de a începe o nouă carieră. Dar e nevoie de o specializare. Parcă își doresc să facă mai mult, de a fi cumva promovați, de a deveni foarte buni specialiști. De aceea s-ar putea să investească și ceva în anumite cursuri sau să înceapă un proiect pe partea de a lucra afară sau într-o companie străină sau ceva care are legătură cu o cultură din străinătate, cu altă civilizație, cu altă cultură. Și e bine să schimbe jobul acum cu Mercur retrograd? Nu, acum sunt doar proiecte. Adică acum ne imaginăm, acum vorbim, acum stabilim, căutăm care sunt condițiile, ne informăm, pentru că primim într-adevăr foarte multe detalii, foarte multe informații adevărate, care trebuie să le notăm în agendă și abia luna viitoare începem să ne decidem ce hotărâm, ce alegem din toate astea. Deci nu semnăm nimic luna aceasta. Nu. Mai așteptăm până în aprilie. Hai să vedem, urmează vărsătorul, da? Capricornul. Capricornul, scuză-mă. Hai să nu-l sărim, că e foarte important. Pentru Capricorn se anunță așa niște schimbări față de comportamentul lor și de temperamentul lor. Ei fiind de obicei niște oameni conservatori și foarte dedicați carierei, deodată simt că au nevoie ca în relația de cuplu să iasă din monotonie. Nu mai vor să fie ca în trecut. Bun, e foarte frumos ca o relație care este stabilă, care este loială. Totodată devin conștienți că e nevoie de pasiune. Parcă primăvara începe să le curgă așa prin vene și să îi îndemne să trăiască. Și se uită în jur la celelalte zodii și primesc tot felul de semnale că se poate, că pot iubi și ei mult mai evident, mult mai romantic. Și deodată constatăm că ne aflăm în fața unor capricorni care își iau inima în dinți și devin mai romantici. Poate scrie o poezie, poate ne cântă o serenadă, poate ne invită la o cină romantică și sunt mult mai declarativi, mult mai bombastici decât sunt ei de obicei. Deci chiar vor să facă ceva să alunge monotonia din viața de cuplu, pentru că astfel ei vor simți că se reconectează, că retrăiesc toate aceste emoții de care nu știau că sunt capabili. Chiar au nevoie de a-și depăși limitele și nu mai acceptă să se teamă. Adică dacă în relația de cuplu poate existau anumite lucruri pe care nu le exprimau în trecut, de teamă de a nu-l răni pe celălalt, de a nu fi înțeleși greșit și așa mai departe, sau de a nu provoca un scandal, o ceartă, acum, deodată,
s-au hotărât că nu mai vor să trăiască așa sub imperiul fricii și vor să fie mult mai deschiși. Nu o fac într-un mod agresiv, chiar o fac într-un mod relaxat și vor primi niște răspunsuri foarte bune și necesare ca ei să-și poată continua relația de cuplu. După ce rezolvă și discută foarte mult cu partenerul de cuplu, chiar sunt capabili să propună așa niște mici aventuri în doi și cred că își vor organiza niște weekenduri mai picante așa de-a lungul anului, pentru că oricum ei sunt cu strategia și cu atenția pe termen lung. Deci, dragii mei, este bine ca acum să luați un calendar și să vă notați efectiv anumite momente când voi ieșiți din cotidian, ieșiți din viața asta de oraș. Vă duceți și faceți ceva pentru voi ca și relație. Cariera. Aici focusul este foarte mult pe munca care deja o împlinesc, pe care deja o realizează. Vor să devină și mai buni în ceea ce fac. De multe ori, cariera este asociată și cu imaginea publică, cum ne înfățișăm noi societății. Și Capricornul este foarte atent ca în această perioadă el să strălucească, să demonstreze cât de bun este și nu are nevoia de a schimba locul de muncă, nu este focalizat pe a impresiona. Cum face lucrul ăsta depinde de fiecare. Dacă nu mai avem nimic de spus la Capricorn, mergem mai departe la Vărsător. Mergem la Vărsători, unde trebuie să înțelegem că acest Venus care intră în Vărsător îi provoacă pe Vărsători, în primul rând, să-și analizeze relația de cuplu și să nu mai accepte compromisuri. Pentru că Venus în Vărsător îi conectează foarte mult la tipul de iubire care îi hrănește cel mai bine pe ei, pe Vărsători. Și pentru că ei acum sunt foarte interesați de bani și de iubire, trebuie să facă ceva încât să le armonizeze pe acestea două. Au foarte multe idei, foarte multe proiecte în sfera financiară pe care este bine să le înceapă în prima parte a lunii martie, adică până începe Mercur retrograd, și apoi să le continue și să fie foarte atenți pe detalii, să fie foarte focalizați, să nu scape vreun detaliu din agenda lor, chiar să fie mult mai organizați decât sunt de obicei și să noteze ceea ce gândesc și ceea ce simt. Dar trebuie să își vindece relația de acasă. Trebuie să fie convinși că ceea ce au ei acasă este ceva bun, ceva stabil, ceva pe care se pot baza. Vor experimenta o foarte mare prietenie în relația de cuplu. Și chiar dacă au o relație care nu este, să zicem, încă oficializată, nu este o relație de termen, pe termen foarte lung, vor căuta să înceapă să se apropie într-un mod mult mai natural, de la suflet la suflet, față de celălalt, astfel să aibă o relație de comunicare, de prietenie în primul rând. Pentru Vărsători este foarte important să știe că se pot baza pe celălalt, că celălalt nu le ascunde nimic. Și chiar acum, în perioada asta, în martie, vor fi foarte sensibili la tot ceea ce înseamnă minciună. Deci, dragii mei, dacă sunteți într-o relație cu un Vărsător, nu mințiți sub nicio formă, nici cea mai mică minciună, nici ceva care considerați voi că este nevinovat. Nu, sunt foarte sensibili și vor foarte multă deschidere, sinceritate din partea voastră. Și în același timp, ei oferă lucrul ăsta. Și poate unor o vor face într-un mod așa mai brutal, nu vă supărați pe ei, simt așa că au foarte multe de spus, de exprimat și atunci trebuie să-i lăsați să se manifeste, să nu-i judecați și eventual așa, după o oră, două, după ce s-au exprimat sau au discutat ei foarte mult, să faceți, ok, și acum concluziile, tragem linie și vedem care sunt concluziile. Pentru că vor fi capabili să fie suficient de luciți pentru a trage niște concluzii foarte bune pentru ei. Partea de carieră, de profesie, nu aș spune că e momentul de a schimba ceva, de a face ceva deosebit de diferit față de ceea ce au făcut ei până acum. În schimb, de a se focaliza mai mult pe investiții și cum să extragă banii din acele investiții, să nu împrăștie banii, ci efectiv să înceapă să-i culeagă, pentru că sunt ajutați de acest Venus.
Am ajuns la ultima zodie, la zodia Pești, da? Da. Pentru Pești e necesar să iasă din tărâmul iluziilor, din tărâmul amăgirilor, pentru că Peștii, cu acest Mercur retrograd în zodia lor, s-ar putea să se trezească deseori că încep să-și deschidă sufletul, să spună tot ce le trece prin minte și să constate că nu sunt înțeleși tocmai corect și sunt judecați. Și vor fi foarte triști și mâhniți că lumea e rea și că lumea nu înțelege, dar trebuie să conștientizeze că este și vina lor, că nu se cenzurează sau nu sunt atenți, că nu se controlează. Este foarte important ca noi, când începem să ne deschidem sufletul și să exprimăm tot ceea ce simțim noi acolo, să o facem și cu ajutorul minții, cu ajutorul logicii, nu doar să avem așa un elan sufletesc. Și atunci constatăm dacă persoana din fața noastră este pregătită să audă tot ceea ce avem noi de spus, dacă e compatibilă cu noi din punct de vedere mental și sufletesc. Și mai ales trebuie să avem empatie, dacă suntem în zodia Peștilor, pentru care este momentul cel mai bun pentru a ne deschide sufletul. Și după intrarea lui Mercur în retrogradare, s-ar putea să avem așa tot felul de up and down-uri din punct de vedere emoțional, să ne simțim foarte efervescenți și dinamici și deodată să cădem așa pe o linie chiar spre depresie. Trebuie să înțelegem că toate lucrurile astea sunt cauzate de faptul că noi nu ne putem controla și că nu am învățat de-a lungul timpului să fim foarte curajoși. Este momentul să ne depășim fricile, să fim sinceri, să lăsăm dința asta a Peștilor de a îmblânzi, de a îndulci lucrurile, de a spune numai jumătăți de adevăruri. Nu putem fi curajoși în a exprima tot ceea ce simțim până la capăt, cu atenție, în schimb, asupra interlocutorului, să vedem că el răspunde pozitiv la mesajele noastre. Din punct de vedere al banilor, Peștii pot suferi anumite pierderi financiare pentru că cred prea mult în anumite proiecte pe partea asta financiară și poate investesc prea mult și constată că nu au făcut cele mai bune alegeri. Și din punct de vedere al profesiei, să zicem o nouă carieră sau anumite lucruri pe care le adaugă în carieră, aici ei sunt puțin cam prea visători, nu sunt ancorați în realitate și s-ar putea să se înhame la un proiect mult prea greu pentru ei. Deci mare atenție în a înțelege ce contract semnați, ce porniți, ce urmează să începeți și dacă puteți să vă sfătuiți cu un prieten, cu cineva care vă cunoaște foarte bine și să cereți sfatul, să spuneți, să întrebați dacă proiectul ăsta nou sau ceea ce urmează voi să demarați este în armonie cu structura voastră, dacă vi se potrivește până la urmă. Știu că tu ai mai pregătit o surpriză pentru fiecare nativ în parte. Da. Aș vrea să ne ajutăm luna asta, pentru că este o lună așa cu emoții intense, de anumite cristale și să mergem pentru fiecare zodie în parte. Și aici nu o să fie cristalul efectiv al zodiei. Va fi un cristal care să ne echilibreze structura. De exemplu, la berbeci, unde spuneam că sunt foarte combativ și iau toate lucrurile așa în forță, le-aș recomanda safirul sau turcoazul pentru a se conecta mai mult la suflet, la emoție și de a fi și mai relaxați, de a putea să se bucure de această lună atât de frumoasă, pentru că ei fiind așa pe repede înainte, s-ar putea să accelereze când ei, de fapt, trebuie să trăiască, să simtă. Și aceste cristale, safirul și turcoazul, îi ajută pe berbeci să se pună și pe postura aceasta de recepție, nu doar de emisie. La tauri, pentru că ei sunt foarte provocați de Uranus, chiar le-aș sugera să poarte ametist toată luna, să femeile să-și cumpere mărțișoare care conțin ametist, să poarte bijuterii sau chiar în casă să aducă ametist, pentru că ei
se vor armoniza, se vor pune în rezonanță mult mai mult cu sfera lui Uranus. Ametistul este cristalul, este piatra care are cea mai mare rezonanță cu planeta aceasta și ne ajută pe noi să ne pregătim de toate transformările, toate schimbările care urmează. Pentru gemeni, ce cristal recomanzi? La gemeni aș recomanda perla, tocmai pentru a fi mai, de fapt nu e un cristal, e o gemă, tocmai pentru a fi mai receptivi, mai empatici, mai emoționali și pentru a putea să simtă mult mai ușor ceea ce se produce în exteriorul lor. Pentru raci, ce cristal avem? Aici ar fi foarte bine să aibă, să folosească cristale roșii. Deci rubin, turmalină, carneol. Da, și granat. Ele sunt niște pietre care îi vor face mai dinamici, mai incisivi, mai puternici, mai curajoși în a se manifesta. Hai să vedem pentru lei ce, ce cristal recomanzi. Pentru lei, citrinul, pentru că el este cel care face ca viața leilor să se umple de fericire, de bucurii, de relaxare și să se poată opri și asupra detaliilor, știi? Să se bucure de fiecare. Este o piatră abundenței. Exact. Pentru fecioare? La fecioară vom merge foarte mult pe piatra lor clasică, pe smarald, pentru că ei chiar au nevoie de toată ajutorul pe care îl pot primi de la pietrele astea care ne pun mai mare rezonanță cu relaxarea, calmul și luciditatea. Pe balanțe, ce cristal îi ajută? Balanța chiar poate beneficia de mai multe cristale, atât de pietrele roșii, cât și de pietrele albastre, cât și cele galbene, pentru că ea trece prin diverse stări emoționale și e bine să se pună în rezonanță cu cât mai multe manifestări. Pentru scorpion, ce recomanzi? La scorpion aș spune că e nevoie de, și la ei de citrin, pentru că se vor mai echilibra, se vor relaxa, nu vor mai fi așa de tensionați și nu vor mai căuta să fie atât de atenți la a provoca gelozie în celălalt. Adică se mai detensionează și ei și acceptă că iubirea celuilalt pe un nivel mult mai armonios, mai frumos. Săgetătorii, de ce piatră au nevoie? Săgetătorii acum ar fi bine să folosească cristale mov, pentru că îi vor ajuta în latura aceea lor meditativă. Deci ametist. Da, dar și perla. Perla este o gemă care este foarte bine să o purtăm în momentul în care dorim să ne construim o casă, în care dorim să armonizăm căminul și atunci ei pot intra în rezonanță cu perla. Capricornii de ce au nevoie? Capricornii vor avea nevoie de rubin, de pietre roșii, pentru că ei acum vor să spargă monotonia, da? Așa spuneam. Și atunci au nevoie de tot ce înseamnă pasiune, foc, dinamism și pentru ei chiar se potrivesc acum toate cristalele roșii. Vărsătorii? Vărsătorii au nevoie de cuarț și de cuarț roz, pentru că ei astfel vor judeca mult mai ușor și mult mai limpede relația de acasă și vor putea să intre pe un nivel mult mai afectuos, mai tandru și nu vor rămâne în latura aceea foarte logică și detașată a lor. Iar peștii, pentru pești, ce cristal avem? Le-aș recomanda chihlimbaru, pentru că este gema care îi pune în rezonanță foarte mult cu centrarea în suflet, cu a fi autentic, cu a fi foarte sincer și de a fi ghidat de divinitate în a manifesta cele mai corecte și mai armonioase lucruri. Îți mulțumesc pentru toate indiciile care ni le-ai dat. Iată, ai venit în ajutorul nostru și cu cristale. Energia cristalelor este foarte puternică și dacă lucrăm cu ele ne pot armoniza, ne pot mai ușura viața, să spun așa. Da. Să ai o lună martie așa cum ți-o dorești, liniștită și fericită și te așteptăm să dezbatem și alte subiecte. Cu drag, abia aștept. Doamnelor și domnilor, încheiem discuția. Sunt Ana Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o lună martie minunată. Pe curând!